Ne aflăm în zona unui bazin legumicol care cifrează undeva la 15.000 de hectare. Este localitatea Vidra, lângă București, la 15 km. Ca activitate, în general, toată lumea la noi este cultivator de legume în spații protejate. Dragi români, cetățeni canadieni, rugămintea este să nu uitați niciodată că am rămas și suntem români. Nu este o greșeală că ne-am născut români, însă România oferă posibilități. Fiecare avem o datorie, mai ales și a mea și a dumneavoastră, este ca să fim benefici în continuare pentru România și cred că n-a trecut timpul în care, la momentul oportun, să veniți să investiți în România, pentru că aici se regăsește o natură care ne oferă toate posibilitățile. În special, mă ocup de gospodăriile mici tărănești, producția este diversificată pe legume, fructe, am abordat 12 județe în cadrul Confederației. Gama este diversificată începând cu gemuri, dulcețuri, fructe și legume în stare proaspătă, sunt freșurile. La momentul ăsta când discutăm, fiind luna lui iunie, este o extremă a cantităților de producție și o explozie, pentru că România produce climateric, iar ca posibilități oferim întreaga gamă de legume. Dacă vedeți, este roșia cu gust pe care o știați de altă dată. Ea nu greșiți niciodată dacă un produs ajunge acolo, pentru că țăranul a știut să-și întrețină terenul, pentru că este singura lui sursă de existență. Dacă vă uitați, e același gust de altă dată, nu ce speculează la noi în România diferite televiziuni sau alte radiouri care spune că produsul românesc nu mai are gustul de altă dată. Nu este greșit. Țăranul nu și-a uitat tradiția și profesia și o respectă în continuare. Cel mai mult respectă consumatorul, pentru că el este stăpânul nostru. Deci ești la latitudinea valorificării produsului. Dacă nu ai un produs care să fie calitativ, consumatorul să retrage și nu cumpără. Atât că și pentru dumneavoastră vă putem oferi produse în cantități suficiente. Puteți face un specific de a consuma românește, putem să asigurăm posibilitățile astea, dar să nu uitați că veți fi benefici în continuare și nu cred că ați uitat sau veți uita vreodată că sunteți români și România oferă posibilități tuturor care vor veni aproape de români. Este un fruct care a fost atacat de o insectă, s-a vindecat, dar nu are nicio problemă pentru că el nu s-a dus la interior, însă este necop, n-a ajuns la maturitate, dacă vedeți s-a cicatrizat. Semințele sunt naturale, deci un fruct care se dezvoltă și nu este intervenit asupra lui, sămânța se dezvoltă în normalitate, dacă vedeți, el mai are până la coacere, dar am și luat un fruct spre coacere, e verde, dar n-are nicio problemă. Ai zis bine, zaharat. Soiurile moștenite ca sămânță au în genetică zaharuri. Hibrizii făcuți ca să coacă până la codiță nu mai au zaharuri. De-aia nu mai are gustul ăla. Deci în componență are săruri, magneziu, calciu, fier și zahăr. În concentrația normală. Ăla, genul ăla de auriola, fructoză aia. Hibrizii nu mai au, că a vrut cu coana să fie coaptă până la codiță, să fie roșu perfect. Și de-aia nu mai apare, uite, auriola. Am înțeles. Tot un ardei, soi românesc moștenit, care luăm sămânță în fiecare an de la el. El acum începe să fructifice. Și nu am cui să las moștenire toate aceste minuni minunate. În ultimii ani mi-am dat seama că după moartea mea toată această avere va rămâne de izbeniște. Așa că am mâncat mai puțin și am pus deoparte ceva pânuți. Am izbutit să concesionez un cafou generos ca spațiu. Așa că mă voi îngropa cu toate obiectele mele dragi. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt George Rădulescu și vă invit la o discuție de suflet cu un actor român pe care cu siguranță îl cunoașteți, actor și regizor. Toți cei care sunt apropiați de spațiul cultural românesc, cu siguranță îl cunosc pe domnul Florin Piersic Junior. Bună seara, bine ați venit la Oradea. Hai să ne spunem pe nume, da? Ok, ne putem spune și pe nume. George. George.
Florin, mă bucur că ești la Montreal. Sunt convins că frigurile de aici te-au pus pe gânduri dacă să te cobori din avion sau nu. Eu le propusesem Monei și Daniel, care au organizat Asociațion Rocad, da, să facem puțin mai târziu, prin aprilie, și au zis că vor să înceapă stagiunea cât mai repede și să-l facem acum. Drept care am fost la Calgary, am fost la Ottawa, a fost cam jumătate de sală în locurile astea, aici a fost mai plin și revin după 5 ani și am ținut minte că la Montreal m-am simțit foarte bine și mi-era frică și a ieșit mai bine decât mă așteptam, pentru că e ceva cu publicul de aici, nu știu, probabil că m-am legat eu într-un fel. Eram destul de obosit, am băut un Red Bull, asta îmi dă de gândit, pe cuvânt îmi dă de gândit, pentru că eu nu beau Red Bull. Și am avut destulă energie, dar știu că am primit de la mamă. Și cred că a fost ceva special în seara asta. Nu prea am dreptul să comentez, eu nu prea am voie, pentru că sunt implicat și... A fost într-adevăr, pentru că publicul a reacționat foarte bine. Întrebarea mea e dacă sesizezi vreo diferență între publicul din țară și publicul din străinătate, în general, nu neapărat raportat la publicul din Montreal. Da, în general, nu-mi dau seama, care nu pot spune degetul pe rană, și oricum fiecare seară e diferită și la București. Pentru că nu poți să știi ce oameni sunt în sală. La București funcționez cu spectacolul ăsta într-un cafe-teatru. Deci nu e un teatru ca aici, e un cafe-teatru unde oamenii mai beau un pahar sau ceva. El e gândit ca un teatru cu bar, nu ca un bar cu teatru. Green Hours. În cafe-teatru. Cafe-teatru Godot, da. Și țin deja la spațiul ăla și e o școală. Adică fiecare spectacol e o școală. Vorbeam cu cineva ieri și îi povesteam cât de încrezător eram la 25 de ani și aveam senzația că știu tot pe lumea asta și am ajuns acum la 46 să îmi dau seama că nu știu aproape nimic și că aceste căutări nu se opresc niciodată. Iar spectacolul de față chiar e o școală pentru mine. Asta tare pe care o facem la diverse vârste, la diverse praguri de vârstă, faptul că nu știm nimic. Totuși, din experiența de până acum, ai umblat foarte mult în lume, ai văzut multe țări, multe societăți. Ce ai aduce bun în societatea românească de astăzi, din locurile pe unde ai umblat și de la care ai tras anumite concluzii? Știu, să zic banalități, că există locuri în care oamenii zâmbesc și dacă se întâmplă la București lucrul ăsta... Trebuie create, cum mi-am imaginat eu, cel puțin o casă a României care să cuprindă, cum să spun, instituții fundamentale, o școală românească, să o creșe, poate chiar un azil de bătrâni, poate o sală de spectacole mare. Cu ce bani, domnule consul general, cu ce bani? Uite, firește că atunci când am fost parlamentar, de câte ori făceam o inițiativă legislativă care avea implicații financiare, în mod normal se cerea și să scriu acolo la sfârșit sursa banilor pentru a susține asemenea proiect. Că știți, poți să vii, domnule, vreau să triplez salariile actuale. Dar de unde? Da. Și bravo, este o foarte mare idee, da. Dar trebuie să indici neapărat sursa banilor, da? Iar aici ar putea să fie o sursă, gândindu-mă cum au făcut și alte țări, pentru că nu suntem noi prima țară care a pățit acest exod și probabil nici ultima. Inclusiv evrei au un astfel de program de aducere a evreilor în Israel. Au avut italienii un astfel de program, spaniolii, care până în anii 70 umpluseră Germania. Deci nu știm lucrurile astea pentru că noi am fost după cortina de fier încoace și nu știam ce se întâmplă în Occident. Deci au fost astfel de
lucruri care s-au petrecut și atunci statul spaniol asemenea lucru a făcut. Deci, și-a adus copiii încet, încet acasă. Constatăm cu uimire și mare bucurie că 2016 va fi o reeditare a 2015 și probabil îmbunătățită cu participarea dumneavoastră la alte planuri, la alte activități. Puteți să ne subliniați care ar fi cele mai importante evenimente care le preconizați în 2016? Anul acesta a marcat o serie de schimbări semnificative, deosebit în plan politic. Au fost alegeri în Canada, avem un nou executiv federal, un nou guvern la conducerea țării, sunt interlocutori noi și în România. Prin urmare, primul obiectiv al anului 2016 este să pregătim terenul pentru relansarea, dacă doriți, a dialogului politic la nivel înalt, cât de înalt se poate. Sunt multe lucruri de discutat. Este o perioadă foarte bună în care există disponibilitate și de o parte și de alta. Și în ce ne privește, am recepționat această disponibilitate din partea guvernului canadian de a se angaja în dialog, de a asculta opiniile, de a avea o cooperare substanțială cu partenerii consacrați, așa cum este și România. Dar sincere condoleanțe. Vă mulțumesc, doamnă Smith. Vai, domnule Smith, când mă gândesc ce noroc a avut, ce soț minunat i-ați fost,
de, fiind vecini, mai vedem și noi ce noroc a avut. Dar acum gata, s-a dus. Așa e și cu norocul. Vine, pleacă, vine, pleacă. Stop! Ce joci acolo? Păi ce e aia? Ești așa erotic în etern? Nu! Ia de-te, zi-te! De la început. De la început! Vai! Vai! Tu auzi ce zici? Vai! Pui mâna pe el, da? Vai! Vocal, ai! Domnule Smith! Mă concentrez puțin pe aspectul legat de teatru spiritual, întrebându-vă dacă un astfel de proiect este mai interesant pentru publicul din România de astăzi decât ar putea fi umorul. Pentru că v-ați consacrat prin umor, ați luat pulsul publicului în România anilor 90, public dornic de umor, după întunecimea dinainte de 89, am trecut la o altă etapă cumva în societatea românească? Nu neapărat. Sincer, pentru mine este neesențial. Dacă vrea cineva mai mult sau mai puțin, pentru că aceste lucruri nu se exclud. Umorul nu se exclude dintr-un proiect de teatru spiritual, așa cum spiritualitatea nu e adecvată, nu se exclude nici din umor, nici din tristețe, nici din bucurie. Și atunci, pentru mine e foarte simplu. Pentru mine e foarte important să ai bucuria de a face un lucru, de a-l duce la capăt, de a mulțumi că ai această capacitate, că ai primit într-un fel această misiune de a lucra spiritual, iar după ce ai, cum să spun, după ce s-a și moșit copilul și a plecat în lume, nu mai e treaba ta cum e perceput. Și atunci nu este important că e umor, că lumea crede într-un teatru spiritual sau nu crede, este pur și simplu, este un lucru pe care îl propui și întâlnirea fiecăruia cu un lucru artistic, fie că e vorba de o pictură, fie vorba că de un cântec, este o întâlnire extrem de personală și care îi duce până acolo unde să înțeleagă cumva o apartenență prin gândire conștientă a conștiinței lor, o apartenență la un ocean care n-ar putea exista fără totalitatea picăturilor lor, așa cum nici o picătură nu face mare brânză în momentul în care singură rămâne pe o piatră, la o pală de vânt sau la o rază de soare, se topește. Și atunci există această bucurie de a face lucruri care să aducă oamenii împreună. Și când oamenii simt acest lucru de a fi împreună, simt bucuria oceanului sau înțelepciunea lui. Rezumând un pic, a spune că proiectul dumneavoastră mai întâi scoate pe oameni dintr-o zonă minată, dintr-o zonă tulbure a societății, cum vorbeam mai devreme cu colegii dumneavoastră și cu colegii mai tineri și cu colegii cu care împărtășiți această bucurie a proiectului de teatru spiritual, într-o societate rutinieră, greu de digerat pentru mulți, greu de suportat la un anumit moment, dătătoare de angoase, de anxietate, îi aduceți într-o zonă de echilibru, după care încercați să le comunicați partea mesaj, cu adevărat mesajul pe care îl aveți, mesajul spiritual, nu? Răspunsurile și aici pot fi da și nu, pentru că putem să zicem că îi scoatem o dată când vin ei din acea fugă din care vin la teatru pentru a căuta această liniște, dar de multe ori s-ar putea să aibă șansa ca prima oară să pice în vântâna aceea în care își aude ecoul propriei voci doar, al propriei inimi, pentru că de multe ori îi duci în alte angoase pe care trebuie să și le recunoască pentru a le vindeca. Îi văd, pentru că e ca și pepita de aur. Toată viața asta omului e ca un minereu din acela care nu există în stare pură. Și de aceea un om care este în mod conștient și sincer pe o cale spirituală recunoaște că e dalmațian. Și atunci un dalmațian care e frumos, zici, mă, oare e alb cu pete negre sau e negru cu pete albe? Și aici nu se știe. Cu toții suntem dalmațieni.
Bună seara, dragi telespectatori Escu TV. Ne aflăm astăzi la Montreal, unde Simona Halep are primul meci din cadrul Cupei Rogers împreună cu Daria Gavrilova. Îi urăm din partea tuturor românilor din Montreal, din partea comunității românești, succes. Mult succes, Simona. Bine ai venit la Montreal, Simona. Cum ți se pare atmosfera? Cum te simți aici, în orașul unde Nadia cu 40 de ani cucerea lumea? Mulțumesc, bine v-am găsit. În primul rând, mă simt bine la Montreal. Am mai fost de câteva ore aici. Cunosc deja atmosfera, să zic așa, e un oraș mai european și mă simt destul de relaxată. Chiar am fost la festivitatea Nadiei de 40 de ani. A fost incredibil și ceea ce a făcut ea greu. E plăcut și timpul petrecut aici chiar e plăcut. Vreau să te întreb, Iliana Stas a făcut recent o declarație spunând că sportul românesc a fost lăsat să moară și că acum este momentul să ne trezim. Ce ai face ca prim lucru pentru sportul românesc dacă ai avea putere de decizie în domeniu? Mi-e greu, nu m-am gândit la acest lucru. Eu încă joc și nu am... pot să zic, timpul necesar să mă gândesc la astfel de lucruri. Este adevărat, cred că tenisul, sportul a murit un pic, gimnastica în primul rând. Cred că trebuie mai mult timp investit, mai multe condiții pentru sportivi. Eu nu pot să mă plâng pentru condițiile pe care le-am avut, chiar dacă nu au fost ca în alte țări, au fost suficiente ca să ajung unde mi-am dorit și unde am visat. Trebuie oamenii care sunt implicați în astfel de proiecte să dedice mai mult timp și să dedice poate financiar ca să aibă mai multe condiții sportive. Ai cunoscut diaspora românească de peste tot din lume, jucând peste tot. În clasamentul sufletesc, pe ce loc situezi Montrealul? Aproape de top, pentru că sunt foarte mulți. La Toronto anul trecut a fost o atmosferă incredibilă. Îmi place să joc în fața lor și îmi place să-i aud strigându-mă pe teren, strigându-mi numele și îmi place să văd că peste tot unde joc vin să mă susțină. Le mulțumesc pentru asta și chiar fac atmosfera deosebită. Îți mulțumim foarte mult, sperăm să ridici trofeul deasupra capului aici la Montreal anul acesta și de asemenea la US Open românii de pe continentul nord-american vor fi alături de tine. Mai e multă muncă, dar mulțumesc pentru gândul bun și pot să fac tot ce pot.